din România sunt așa mai multe categorii. Unii care deja au început să schimbe România, unii care fac cunoscută România în afară, prin olimpiade, prin activitățile pe care le fac, și unii tineri care cu greu răzbat și încerc să-și găsească un loc de muncă. Fiecare zi este o schimbare și dacă activitatea și acțiunea noastră din fiecare zi aduce un plus, o bucățică de încredere și motivație în cei din jurul nostru, atunci, și o dorință de mai bine, atunci zicem că am început să schimbăm România. Azi, în fiecare zi, în fiecare moment. Dacă nu ajutăm școala să-și crească copiii, dacă nu creăm bază materială pentru școală, dacă nu ne gândim la o simplă problemă, informatica, cerem competențe la bacalaureat. Dar dacă noi nu creăm toate condițiile ca un copil de la 0, clasa 0, până la clasa 12 să aibă continuitate în informatică, atunci unde sunt competențele?